Doamne, mi-au dus și pe Mariana. Valea. J'adore de astăzi și vreau de astăzi îmi spus. Băi, Livian, Livian, dar vezi că mii trebuie să-mi dai. În Luanda trebuie să-mi dai pedeapsă, nu mii. Ca ce voi? Înțelegi, da? Da, da, da. De azi înainte, știi ce? De azi înainte vreau să trezească. Băi! Hai, vino, vino! Hai că-l țin eu! Băi, bucura! Vezi că sunt pe afară Jacor și cu Ricardo, Ricardo e al doilea. Dar Livian e... Ce? Nu mai poți să dai pedeapsă dacă era după mine. Și mergi să ia de mână, domnișoară. E după braț. Domnișoară, ia-l de mână. Hai, Mariana, că-i pedeapsă. Lasă, du-te. Ia-l, ia-l. Domnișoară, Mariana. Hai cu atitudine, Mariana. Hai. Ia-l tare. Mă tem. Mă tem de bărbatul meu. Haide, ia-l, te temi. De ce frumos miroase. Uite cât pantaloni e bărbatul meu. Băi, Mariana. În grădină. Păi cum să mă pui în grădină? Haide, mă, în camera roșie, zic că mersi. Hopa. Hai, Mariana. Baga una, baga una. Mamă, îi pus-o pe fapte. Hai, bărbate, du-te. Mamă, îi pus-o pe fapte. Du-te. Hai, să-i faci vânt cu aia. Știu, du-te, du-te, du-te. N-am văzut, simplu, am vrut să mă smucat. Hai, 20 de minute. Da, mai vrut să te legi la șiret. Asta eu mă convine, eu am dansat cu asta. Dar de ce nu te-ai trezit? Alarma, dar să mă apeși pe ultima că cântă. Îi spune la Bogdan într-una că-s bună, că ce femeie ți-ai luat. Păi ai văzut? Dar înainte să pui story, înainte să pui. Nu contează și când ai pus story, a fost șansa să-ți dea mesaj. Tu l-ai pus. Și bine, așa e procedere. Ea l-a pus că s-ar da la cumnata. S-au făcut la cumnatele, s-au încercat. Bă, voi trebuie să vă uitați și la detalii. Cumnata, trebuie să mă uit la nu, nu, mai am pus, da, am înțeles. Tu l-ai pus cu bună credință, bă, simți clar, nu, nici eu să pun un story, exact în situația. Nu l-aș spune că vreau să vă am ceva cu el, l-aș spune că mi-i coleg. Da, da. Ia uite-l. Noi, Ancule, ce ai făcut, dragule? Ce ne lămuriri tot dezbateți acolo, că nu mai înțeleg. Dansul ăsta, mirabulos. Dansul miraculos. Ai simțit să o iei pe ela? Da, adică am făcut așa un contact vizual de când era pe scări. Da. Și am zis zitoare cum să mergi spre ea să dansăm. Ați văzut. Da. Aua, ce da. Ai făcut, Bobiță? Cam așa. Bine, mă gândeam că și ea va veni la mine oare. Să rămână și ele, da. Am mers eu de nebun. Pentru că nu era Jador. Noi, voi interpretați un pic prea tare acolo. Dar nu e faza. Eu am spus că doar am vorbit, la nivelul ăsta suntem. Nu știu cât de des vorbim față de celelalte fete, dar am mai vorbit, am mai povestit, au fost niște... Da, am mai glumit între noi cu unele fete. Ați vorbit în fiecare seară, m-a nebunit Iancu. Hai, lasă-mă. Dar am vorbit mai des cu ăla decât cu restul fetelor. Dar ai auzit ceva cuvinte de astea deplasate, Kevin? Iubire, dragoste. Iubire s-a auzit și până. Opa! Uite, dacă o cunoșteam pe ela înainte să fie cu Jador, nici nu mai stăteam pe gânduri, chiar voiam să fiu. Dar așa nu pot să trec peste... Ia-ți măicuță, măi, măicuță. Dar tu știi că Livian te place? Serios? Mă zici, măi? Asta tu, ca să te răzbuni, că ți-a dat această pedeapsă? Nu, vezi că eu știi că stau pe lângă mine. Da, vrei să nu se dea la Bianca și Bianca în tine o să... Dar zic ce mi-a zis el, nu mă interesează. Nu, eu cred că o iubește foarte mult pe Bianca. O iubește, dar vezi că îi place de tine. Da, 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 tu vrei să te răzbuni ce-a făcut el acum. Eu înțeleg că suntem ambii în oranj azi, dar nu-i... Ce oranj? El are vest oranj ca și mine. Nici la alarmă să nu mai dăm piesa ta. Vreau să mă trezească vocea ta. Nu, nu mai asculta, Mariana, melodiile mele. De ce la alarmă vreau să mă trezească vocea ta dimineața. Nu mai ascultam melodiile. Dacă o să fac porumb, o să mănânci? Ce? Fac porumb. Ce porumb? La porumb, popșoi. Da. Ieri ne-a antrenat mai rapid și m-am dus și-am cumpărat porumb. Bine. Dreapă. Dacă-mi fierb, vii tu. Că după, dacă vin aici, nu o să ajungi să mănânci unul întreg, iar o să sară Bogdan, ia și să mănânci. Las, că-mi par cu băieții.
Jador! Gata. Gata. Hai, Mariana! Nu mai cuprind, gata. Nu mai cuprind, că tu ia sar pe mine. Nu mai sar pe tine. O scris? Lasă-mă. Hai, Mariana. Dar cu cine stai în cameră? Cu Bogdan? Bogdan? Mariana! Dansează amândoi. Mariana! Cum a fost tot? Da, a fost mișto. Bine. Păi te-a pupat? Și în pantalon data viitoare. Are șoricel, are Mickey Mouse. Eu am vorbit cu ea, băi, cum să-mi pună mâna în bagi? Vă nerați, mi-o băgam mâna în pagină. Iar ți-o băgat. Bogdan, îmi dai voie să arăt cum a fost cazul și să-mi spună băieții bă, dacă e adevărat ce îți ador? Chiar te rog. Ha. Ia. Livian, Livian. Îți dă voie și Livian. Arată pe Jador, da? La Jador. Eu chiar vreau da. Să văd. La Jador. Dai cum ești, Mariana, că nu mai pui tu mâna nici tu. De ce ne-a pantaloni? Alea ce sunt? Momițele? Rău că n-am eu, că arătam pe mine. Accesorii. Bagi, a, vrei să-i bagi alea la chinuț? Dar putem neapărat să deschidem, de care tu ești ce mai relaxat, da? Nu? Nu deschidem nimic. Hai, Ricardo, deci chiar... Așa. Bogdan i-a pus astea aici. Bă, era un pantalon, vezi ce-i minte! Da. Păi da, imaginează-ți că-i deschis. Că-i înuntru, gen. Da. Alea nu sunt înuntru? Și ea bagă mâna și alea. Și mi-a zis să mă duc acasă. Da, dar trebuie să le ia, mă. Da. Mi-a zis să mă duc acasă. Eu nu am încredere că pozele care le-am dăruit, eu le-am lăsat pe acolo, nu știu. Și eu le-am scos și se scuteau mai greu și am tras. Am mai prins o dată, că am... Iancu, foarte frumos din partea ei. Încă el îți face mincinos, dar eu nu fac mincinos. Corect, da, Mariana. Eu te fac când înțeles corect. Da, să le ia. Bravo, da. E ok. Jador n-are poză. Pentru cine e pedapsa asta? Ești un rău. 20 minute în grădină. Vreau să zică că Iancu, cât de cât era ok în relații bune cu Mocanu și totuși a luat-o pe Roxana. Adică nu-i genul care să respecte prietenie și ar respecta chestia asta și de-aia nu vrea să fie cu Ela. Diferența dintre noi e că eu am avut cu Jador, nu-i ca și cum Jador luptă cu Iancu, înțelegi? Atunci era da, dar așa. Nu, vrea să dea speranțe la toate da. Trei. Nu-mi dă, cu mine nu mai funcționează. Fie o să-i dea în continuare. Eu știu, urmează. Și la Denis sau o să-i dea? Nu, nu mai îmi trebuie. Nu? Nu. Păi am și impresia cum, că nu mai vrea pe nimeni. Păi e ca și cum, bă, pe el la noi, acolo a făcut cu Jador, no, hai tu, Denis, dacă nu ești tu, ești tu. Va fi relaxat, Iancu. Spune ce simți. Nu, nu prea știu eu ce simt. Nu știu. Păi se vede. Prea știu. Cam greșești. Îți derutat rău. Cam greșești. De ce? Trebuie să... nu știu. Crezi așa un joc, un... Le pui pe fete în o stare de asta, nu știu, cel puțin pe Denis am văzut-o astăzi. Tu ce ai face în locul meu? În locul tău? Nu știu, în locul Denisei... M-am pus în locul Denisei și aș fi făcut la fel ce a făcut fix la fel, aș fi jucat la fel, clar. Bună, nu m-aș umili, sau adică să te văd cu o altă fată, să-mi dai mie speranțe și te văd cu o altă fată, mă retrag, logic. Nu cred că s-ar umili sau nu m-aș umili nici eu atât de tare. Mi-ai dat cu jumătate de chilă de parte să vină el. Să vii? Că e simpatic, e drăguț. Da, hai, dau voi, dau voi. Îți dau voi, îți dau voi, dar nu știu dacă sigur. Mă, dar nu închis. Mă, dar te-ai cumplit. Să iubi, Mariana, că să dai, dai! Deci cât se prefață, Jean? Ce ai să? Te rog, slădă! Vreau să te cumplim aici cu tine. Bă, acum am venit! Ia, mă, cu supăra singură ce vine! Da, nu trebuie să vină el! Nu? Ascultă! Stai un pic, Mariana! Așa, de ce mă gândești pe mine? Da. Mariana, în casa cealaltă, o scris pe televizor. Da, vreau să scris, serios. Ce ai zis? Mariana vrea doar să-i facă poză. Bună, Mariana. Ciao. De ce? Da, Mariana, să petrești o timp un pic cu ea. Ia-mă, Mariu, Mihai. Te du-te, te de ce așa cu mine? Doamne, parcă... Își, Mariana, ești rece. Îți, Johnule. Vreau să te răcesc. Te ești prea încălzit. Dai, mă, Mariano. Asta e pedeapsa vieții tale, ca să înțelegi. Ai fost toată viața cu toate femeile? Acum gata, trebuie să apară una. Să nu-ți mai dai să fii niciuna. Dar de ce nu pui pe gură? Asta e pedeapsa, nu vezi? Pedeapsa vieții.
Nu mai aveam loc, ce să fac, că eu am întârziat, am să dansez, că... Jator, de ce ai întârziat? Că puteam să dansez cu tine. Jador! 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 Hai numărul 3 și... Eu de asta Eu trei am, ca și... Ce vrei să te arăți popieța la televizor? Dragi oameni, înțeleg că are popieța, nu chiar așa trebuie. Nu, nu, că are pantaloni. Băi, nu e că s-a terminat canapeaua. Bă, dar tu aștept să spun eu lui să te dai la o parte, tu nu înțelegi, aștept să zic eu. Dar ce e, mă, jită să țip la ea? Mi-ai zis că astăzi o să-mi faci o surpriză. Cea mai frumoasă surpriză. O surpriză mai frumoasă nu se putea. Mulțumesc frumos, Ricardo. Scoateți Ricardo pantaloni jos. Și că s-a dat pantaloni jos în emisiune. Imaginați în afară când îți iei doi. Păi dă și una în față. Du-te de aici, din față, mă. Ricardo. Mie-mi place că publicul dă seama că e praf. Tu deci discută cu Bianca dacă stai ală, te uiți să vezi ce zice Bianca. Adică tu acum poți să-mi spui orice, pentru că noi n-am văzut. Am văzut doar show-ul de final. Ia zi, suferi. Te văd așa, a bătut, supărat. Jador, i-ai cerut lui Culiță să se dea la Ela, ca să te scape de ea, ca să o ai la mână cu ceva? Da, i-am zis, dă-te la ea. Fă ce vrei cu ea. Vreau să cunosc o fată. Și ea vrea să te cunoască. Denisa. Denisa. Uite, Manuela are o altă părere. Manuela? Deci astăzi, după ce a fost discuția cu Ela și Iancu, ea a devenit așa puțin geloasă și a zis, gata, și eu vreau să-l cunosc pe Jador dacă tu vrei să-l cunoști pe Iancu. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.